Dragi jurnaliști, de acum natura nu mai schimbă relieful după cum vrea mușchii ei. Bucureștenii m-au votat să fac port la Dunăre, păi să fiu al naibii dacă nu o să-l fac. București, port dunărean. Domnule primar general, da, vreau să vă pun o întrebare. Știu întrebarea. Care va fi impactul față de mediu? De unde știți? De unde știu? Păi ce grijă vă freacă pe voi, jurnaliștii? Roșia Montană, gazele de șist și impactul de mediu. Păi bun, și care este impactul de mediu? Că tot nu ne-ați spus. Domnișoară, impactul de mediu va fi minor. Eventual pe străzile capitalei vor apărea ceva rațe cu moți, bâtlani, cocostârci, pelicani. Dar nu-i nicio problemă. Îi vom aduna frumos și băgăm în adăposturi în locul câinilor vagabonți. A, pe care îi veți eutanasia? Vai de mine, domnișoară, cum se eutanasie? Îi dresăm frumos, le punem numele Mihail și facem câini de circ. Domnule primar general, vreau să vă întreb... Da. Nici acum... Cum va funcționa portul Dunărean București? Domnilor și domnilor, aici avem portul Dunărean București, da? Păi... Cum, ligheanul ăsta este macheta portului București, domnule primar general? București, biciclești să trăiești, da. Ăsta este portul, ceea ce nu vedeți nici voi, nici eu nu mai văd, unde este restul bicicleștilor. Dar nu contează. De ce? Pentru că vor veni turiștii cu navele de croazieră, îi coborâm pe papagali frumos, le luăm banul, îi urcăm în autobuzele etajate, îi lăsăm să facă o tură, apoi îi cocoțăm pe pasajul Basarab ca să obișnuiască cu autostrada suspendată. La Basarab îi lăsăm frumos la trotuarul acela... Rulant. Rulant, așa, bravo, domnișoară, mersi frumos, care duce la Gara de Nord. Dar acolo nu pot să le iau bani pentru că l-am făcut gratuit. Domnule primar general, vreau să vă pun o întrebare. Da, moșule, știu și întrebarea asta. Ce bani va aduce această investiție la bugetul primăriei? Păi măi, oameni buni, dacă eu puteam să aduc bani, eu nu-i aduceam. Taci mă și tu cu întrebările tale tâmpite. Uite, l-ai făcut pe domnul primar general să suspine. Dar n-am reușit să pun nicio întrebare. N-ai văzut? Băi, v-a plăcut, nu? Ia gândiți-vă un pic. Dacă mâine poi mi vine cineva și mă propune la prezidențiale, mai țineți minte cum a ridicat Băsescu ștacheta la plâns? Vai, dar vă rog eu, domnule primar, vă rog eu. Da, mulțumesc, domnișoară. Domnule primar general, da, bineînțeles, măcar acum, dacă eu fac port Dunărean în București, automat vine Băsescu să candideze la primărie. Păi, moșule, o să candidez și eu la prezidențiale! A, domnule primar, ați vărsat portul București! Dă-l naibii!